Hei, salut, eu sunt Doru și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Acum sunt cu peribordul pentru că vremea este foarte bună. Adică nu e chiar așa de bună, e frig, dar a ieșit soarele și este foarte plăcut. Acum trebuie să mă duc până lângă spital, deci departe o să ne iei ceva timp daily vlog acesta. Bine, logică nu o să filmez tot drumul, dar eu nu mă duc pe aici, o suflă vântul din nou. Din câte am auzit, în Chișinău, deci în Chișinău a nins. Adevărat, adevărat. Se vede nașpa, nu cred. La soare. Da, cred că la soare se vede cam nașpa. Dar nu e problemă. Deci acum am zis că trebuie să mă duc la spital. Cum am spus că am văzut că în Chișinău a nins. A nins foarte tare și a bătut vântul și a avut mulți copaci și nașpa. Adică un pic arată fain, adică la copac, să zic așa, designul de la ei, adică na. În rest, nașpa, nu, eu știu, dar na, trebuie să, na, nu e ceva normal, adică, na, nu știu ce să zic. Na, în mijlocul primul, să bată o nisoare de aia, să nici nu știu cum te cheamă. Na, nașpa. Așa. Nașpa rău. Atunci la noi e bine că e, nu e cald, dar e plăcut, adică sunt vreo 10 grade acum momentan. Nu e cald, nici frig. Dacă la umbră e un pic mai frig, dar dacă mă duc la soare e mai cald. Dacă mă duc la soare, nu se vede bine filmarea, adică nici acum nu se vede destul de bine. Cum v-am zis că trebuie să mă duc la spital, deci lângă spital, acest daily vlog o să fie mai lung. Sunt pe Pennyboard și ceai coptile, ai băut mult. Deci, cum am zis că trebuie să mă duc la spital și mă duc logic cu Pennyboard-ul, adică să ajung mai rapid. Cu autobusul nu mă duc, cu autobusul mă duc în vin. Adică acum e ora 4 și la 4 jumate am înapoi. Dacă vine și pe ăla, nu sigur dacă vine. Vine o multă lume pe la bulevard pe aici. O să pun puțin pe pauză. Revenim peste câteva momente. Ok, revenim. Sunt pe bulevard. Știu că suflă vântul, dar ce să fie, n-ai că să fie. Suflă prea tare. Ok, hai că-i dăm vitezul. Ia, am prins ferii la semafor. Yeah, am noroc. Ok, deci acum sunt la canal 7, am vrut să vă zic ceva în legătură cu videoul de ieri. Adică videoul de ieri a fost editat. Cum v-am zis. Adică cum o fost titlul, că n-am avut editruțe. L-am editat și nu știu, mie nu mi se pare chiar așa de bine cum se aude. Adică cu muzică, cu tot. Dar ce am vrut să vă zic că nu o să-l mai editez. Adică n-are rost, dar numai dacă mai tau niște secvențe din el. Semafor. Numai dacă mai tau niște secvențe din el, de exemplu. Aștept să se facă verde. S-a făcut. Doi. Opa, încă un drop. Aici e un pic de dumping. E jos. Adică nu e așa de puțin, e mai mult. Da, este lume. Acum nu. N-am ce să fac. Îi dăm viteze. Îmi cer scuze dacă o să se audă vântul, dar n-am ce să fac cu el. Numai de o să pun muzică aici, când dau viteză.
pista ăsta. Să aici la biserică. Bisericuța de lemn. Bisericuța de lemn. Da. Mai am un pic. Hai, dar deci atunci începe să fie mai nașpa. Nu e așa de bun drumul pe aici. Bă, ce fain cântă păsărica. Păsărica! Uha! Bun, i-am spus uha, o să pun un pic de slow. Oh, acum mai am viteză. Pardon, pardon. Da. Hai, 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 copiii ceia din spate, nu s-o mai văd. Face către mine. Par flac! La care zic eu, da! La care zice, no, bine atunci! Ok! Sunt la pista, spital. Ajung la, la biserica asta de aici. Bine, trebuie să mă duc un pic mai încolo de spital. Mai încolo și de Kaufland. Na. Și apoi trebuie să mă duc și până în mall. Ce-s de lucru, o să fie câteva, ceva, ceva lung. Cum v-am zis. Hai că e verde din nou. Mă, la toate semaforile prin verde. Am noroc. Ce noroc am eu. Verde. Acum nu mai este verde. Adică baia poate că mai este verde. Opa! Ia uitați cum era să pic. Era să pic. Da, cu pennyboard. Ah, cred că mă opresc să-mi iau o doză de cola, că nu mai pot de sete. Adică o să-mi iau când, în mall, când ajung în mall. Până atunci mă duc. Vântul bate foarte tare afară. Da. O, oh, aici se fac repară la pod. La pod. O, oh, aici. Dar aici deja e reparat. Adică na. Reparat deja aici. Da, mai încolo. E așa acolo. Te duci un pic pe margine jos, jos. Bă, încă verde. Bă, dar câte semafoare prin verde. Am vorbit serios. Hai, mamă, dar aici s-a făcut drumul fain. E făcut fain aici. Și aici e rampă și semaforul e roșu. Nu mai am noroc. Da. Mai este. Oh, e roșu. E roșu. Ok, am făcut verde. Amu, hop, tamu. Hop, tamu, ia nisipul. Opa. Ah, aici e drum bun. Poți să-i dau un pic de viteză. Dar iară se aude vântul. Trebuie să vorbesc un pic mai tare. M-auziți și voi pe mine, dragilor. Dragi, ce-mi sunteți voi? Acum trec pe lângă două fete. Trebuie să mă duc să cumpăr ceva și apoi trebuie să mă duc înapoi în mall. De aici. Și din mall acasă. Hai, ce am de umblat astăzi. Pot asta să mă cât de ora sau dacă îl prind ala de jumătate. Nu știu dacă îl prind, că mai 13 minute la dispoziție. În 3 minute cumpăr de aici. În 5 ajung. În 5 înapoi cumpăr. Din mall. Și trebuie să-mi lăs pe niciodată la dulape. Să-l fac în dulap. Am ajuns la magazin. Hai, hai. Am ajuns la dispoziție. Am cumpărat. Ok, deci am cumpărat ce trebuie. Acum trebuie să mă duc înapoi la mall. Da. Ți-ți. Ai. Uai, aici deja e drum foarte bun. Nu mai e fin drumul aici. Deja ia poziția și să-i dau gata. Bate vântul și mă împinge înapoi.
nu-i corect. Trebuie să mă duc amul până la mall. Și mai am la dispoziție 10 minute. Trec până lângă două fete. Ce v-am zis? Ce e? Prietenul vostru. Iară bate vântul. De ce mă disperă, mă? Ok, deci o să pun pauză aici și ne vedem direct la mall. Pa! Ok, sunt la mall. Acum am ajuns la mall și n-am găsit dulap să-mi bag pennyboard-ul. Așa că nu știu ce o să fac. Mă duc la celelalte dulape și ne vedem la celelalte dulape. Pa, pa! Bum! Ok, deci am ajuns direct în stație la numărul 1. Am fost să cumpăr. Deja am cumpărat. Am cumpărat ce a trebuit și acum aștept autobusul. Adică autobusul mă duc până la Pizza Plus să mă duc să lăs astea acasă și ce am cumpărat de la magazinul celălalt. Trebuie să mă duc să le lăs acasă și apoi stau afară. Dar bine, nu o să mai filmez atât. O să filmez până ce, până stați la Pizza Plus, cred că, sau până acasă. Sau vreți să filmez până acasă și înapoi în parc? Că nu pot, că telefonul mi-a pus pe mod avion și nu pot să sun pe nimeni să știu dacă vine în parc sau nu. Știți cum zic? Adică na, e logic. Ok, o să pun pauză și ne vedem când vine autobusul. Vine, mă? Nu vine, mă. Pa. Ia uitați ce păr am. Ia. Nu. Urp. Tot. Așa, bun. Deci o să închid el vlogul. Când îl închid? Că nu mă dau jos. Sau să-l închid aici. Bine, o să-l închid aici, cam astea după mine și îmi cer scuze că-l fac, dar are 12 minute jumate, așa că am astea după mine și-s grele, vă spun. Ia uitați. Ha, ce grele ies. Dar nu pot, că am și pennyboard-ul și na. Ok, deci nu uitați, dați un like, un share, că mă ajută foarte mult. Am ajuns la 248 de abonați, îmi place, sincer. Să, cei care sunt noi pe canal să vă abonați. Nu uitați că Facebook-ul mi este Darius Drăghiciu. Căutați-mă și dați-mi acolo un follow, ad și tot ce chestiile. Ok. Cam atât a fost, dar cam atât a fost azi. Cu voi a fost Darius și noi ne vedem mâine. Pa, pa!